Întâlnirea pe care fanii artelor marțiale mixte o așteptau de mult a avut loc în Chișinău. Băieții duri nu s-au menajat deloc. Pentru prima dată la Chișinău a fost organizat un eveniment mai special. 16 sportivi autohtoni au urcat în ring și au luptat fără nicio interdicție și nicio regulă. Мы придумали этот турнир, да, вместе с моими товарищами для того, чтобы возродить дух воина, для того, чтобы поднять в молодежи все самые лучшие качества и чувства, чтобы наконец заполнились спортзалы, дети стали заниматься повсеместно спортом. Fiecare meci a avut 3 reprize, a câte 5 minute. Puțini însă s-au folosit de tot acest timp. Мы слишком проигрывали быстро, но в любом случае они бились честно. Бились от всей души, и сегодня, если они немного ниже, как бы уровнем, чем там пару именитых бойцов, то завтра это все выправится. Din cei 16 luptători, doar 8 au trecut în următoarea etapă, unde vor lupta pentru un premiu important, un automobil. Contează experiența în domeniu, da. Poți fi bun la antrenamente, dar dacă nu ai experiență la lupte, poți să faci greșeli mari. Da, e silnevo. Dar eu sunt mai bun. De ce? Pentru că am câștigat. Sunt mai pregătit, mai experimentat. Că în luptă nu e numai decât să bați, trebuie să gândești. Cred că am avut un pic de noroc. Rivalul meu a avut tehnică de luptă clasică și am avut, cred că, un pic de privilegii, pentru că știu și un pic de luptă cu mâinile, box. Și cred că din cauza asta am reușit să vin. În competiție s-au putut înscrie numai sportivi de peste 18 ani și cu o greutate nu mai mare de 70 de kilograme. Următoarea rundă va fi organizată la sfârșitul lunii iunie.